Această poveste are loc în urmă cu mai bine de 12 ani și până în prezent mă consider cel mai norocos om de pe planeta asta. Dimineața era răcoroasă când am încărcat toate proviziile în ambulanță. Am primit un apel la câteva minute după ce ne-am început ura. Mereu râdeam cu colegul meu că nici măcar o cafea nu reușim să bem în liniște, că mereu se taie unii cu alții sau dăm peste un accident de mașină cauzat de un șofer beat. Am primit adresa și am pornit-o spre locație cu girofarele pornite. Locația propriu-zisă era la marginea orașului. Ceasul arăta ora 6 și 12 minute și afară era încă beznă. Un lucru ciudat legat de acest caz a fost că ne-au chemat cei de la poliție, nu serviciile de urgență cu care eram obișnuiți. În apel ni s-a transmis că există mai mulți răniți și câțiva morți la această adresă care părea a fi o fermă. Al lucru ciudat e că nu ne-au zis ce au cauzat rănile. De obicei, ni se spune dacă sunt răni provocate de înjunghere sau de la glanțe. Dar de data aceasta nu au zis nimic decât că sunt răniți. Mă rog, nu e treaba mea să pun întrebări. Treaba mea era să salvez vieți, așa că ne-am îndreptat cât de repede am putut spre fața locului. Adresa ne-a dus pe un drum de pământ care ne ducea la o casă unde am văzut două mașini de poliție afară cu luminile aprinse, dar nu am văzut niciun ofițer care să ne întâmpine. Nu era nimeni acolo. Locuința părea atașată fermei, care arăta ca și cum ar fi pustie, sau poate era doar foarte veche, nu știu ce să zic. Vreau să pun accentul pe mașinile de poliție care erau afară, cu motoarele pornite. După cum am zis, nu ne-a întâmpinat nimeni. Lucru tare ciudat, pentru că de obicei ne așteaptă un ofițer să ne prezinte situația și să ne îndrume până trebuie să intrăm și cât sunt răniți, morți, tipul de rană, etc. Dar de această dată nu era nimeni, așa că am stat o vreme să inspectăm zona ca să ne dăm seama cu ce avem de-a face aici. O situație de genul ăsta are un potențial ridicat să fie destul de periculoasă. Există șansă să intrăm în casă fără să știm ce anume se ascunde acolo și dacă ne pune viața în pericol, Ușa din fața casei era larg deschisă, dar nu puteam să vedem niciun fel de lumină aprinsă. În schimb, am văzut clar că erau dărâi de sânge pe veranda din față care dădeau în casă. Zic asta pentru că nu era nimeni pe verandă, ca să zic că au ieșit din casă și s-au prăbușit acolo. La momentul ăla lucram deja ca paramedic de mai bine de 2 ani și am fost chemat la numeroase apeluri cu accidente de mașină. Și când zic asta mă refer la accidente pe autostradă fără supraviețuitori și chiar am fost prezent la o triplă omucidere. Așa că pot să zic că mă consider destul de călit, cel puțin până în momentul ăla. Dar ceva despre apelul ăsta m-a făcut să mă simt diferit. Pentru prima oară de când lucram ca paramedic mi-a fost frică, deci o să dăm acolo. Ceva îmi spunea că nu se leagă. Am decis după câteva minute în care m-am tot uitat în jur că, decât să stăm degeaba în fața casei, trebuie să intrăm și să încercăm să găsim persoanele rănite. Până la urmă, trebuia să fie mai mulți răniți pe lângă morți în această casă. Am intrat tiptil în casă cu lanterna în mână și o geantă de prim ajutor pe umăr. Sângele de pe verandă care ducea în casă. Cum am intrat, am văzut că mergea în sus pe scări. Mi-am făcut cunoscută prezența în casă, dar nu am primit niciun fel de răspuns. M-am apropiat de ce părea un întrerupător și am tras de el, în speranța că o să se aprindă o lumină. Din păcate, se pare că nu există electricitate în această casă. Știu că am întrebat cu o voce groasă pe ceilalți colegii mei, ce n-ai acest loc? Dar niciunul din ei nu mi-a răspuns. În timp ce căutam indicii la parter, am început să aud sunete înnăbușite venind de la etaj. Sunau ca și cum ceva foarte greu, era tărât pe podeaua veche din lemn. Ceilalți doi paramedici care erau cu mine au auzit și ei sunetele și amândoi păreau speriați de binele aia. Sunetele au continuat și parcă se auzeau mai tare, de parcă cineva se apropia de capătul scărilor. Fără să mai stau pe gânduri, am început să-mi spre scări, pentru a vedea dacă există cineva acolo. Însă, sângele de pe trepte era gros și foarte lunecos, din cauza treptelor de lemn. Am luminat cu lanterna până în vârful scărilor și habar nu aveam la ce să mă aștept. Am continuat încet, încet cu celălalt paramedici în spatele meu. Când am ajuns la jumătatea scărilor, am văzut o mână la marginea balustradei. Un polițist care era la pământ. El a continuat să se tărească pe jos, dezvăluind că jumătate din el nu mai era atașată. Pleacă de aici înainte să te vadă. Ne-a șoptit el cu o durere extremă. Pregătirea mea medicală a preluat toate instinctele mele. Pentru că am ignorat avertismentul făcut de el și m-am repezit să-l ajut în partea de sus a scărilor, când am ajuns sus, am putut vedea ce a rămas din ofițer și urma de sânge pe care a produs-o, care a ajuns la un alt set de scări care ducea la ceea ce părea a fi mansarda. Cei doi paramedici care erau cu mine l-au asistat pe ofițer în partea de sus a scărilor și m-am aventurat încet spre scările mansardei. Deasupra mea, am putut auzi sunete pe care nu sunt capabil să le descriu, dar aveau o natură terifiantă, sunete pe care presupuneam că sunt mormăituri sau ceva care mănâncă cu foarte multă poftă. Lanterna mea era singurul lucru care mi-a luminat calea pe holul lung care ducea la scările de la mansardă. Holul era lung și nemobilat. Puteam vedea zgârieturi pe unii din pereți și pe podele, deși sângele acoperea cea mai mare parte a podelei. Habar nu aveam ce s-a întâmplat aici mai devreme, mai important, ce se întâmplă încă. Dar am presupus că din cauza sângelui și a lipsei de personal de la fața locului, că există mai mulți care aveau nevoie de ajutorul meu. Deși scena era din ce în ce mai probabil periculoasă. Am mai experimentat violență în timp ce eram de gardă. Mulți oameni, în timp ce sunt în stare de șoc, pot fi agresivi și amorțiți de durere. Lucrul ăsta făcându-i destul de greu să-i calmezi și să le ofere ajutor. Nu mă pregăteam neapărat pentru violență, deși nu este niciodată în afara posibilităților, în special ca paramedic. Am proces să nu merge pe treptele de la mansardă doar cu lanterna mono. Am fost tentat pentru o secundă să-mi anunț prezența, dar m-am hotărât că e mai bine să nu fac asta. Atunci am avut un sentiment pe care nu l-am experimentat până atunci. Singurul mod în care îl pot descrie e că eram gata-gata să mă întâlnesc cu diavolul în persoană. Într-o chiparea literară al răului era pe aceste scări răcite. Am urcat încet și mi-am măsurat fiecare pas. Pe măsură ce urcam, auzeam acele sunete, mult mai clare, sunete care nu-mi indicau un lucru bun. Eram pe punctul de a ajunge în vârful scărilor când am auzit un sunet puternic venind de jos și o mână de oameni care au dat buzda în casă. M-am întors repede și am fugit pe scări spre ceilalți paramedici și ofițerul care era în stare gravă. Atunci am văzut o echipă SWAT completă cum urcau scările în formație. Aceasta a fost singura dată în 15 ani de paramedic când am văzut o echipă SWAT la o intervenție de genul ăsta. Șeful echipei ne-a ordonat tuturor să mergem jos și să lăsăm ofițerul acolo. El era bandajat, dar nu răspundea la nimic din cauza pierderii de sânge. După, șeful m-a întrebat unde este, cu o severitate în ton, și am arătat spre scările, în la mansardă. După, s-au repezit spre celălalt set de scări, care dădea o mansardă cu armele scoase și gata să tragă. În acest timp, eu și colegii mei am coborât și când am dat să ieșim din casă, am auzit o groază de țipete și focuri de armă venind de la mansardă. Multe focuri de armă. Am fost după conduși de la intrare de alți membri ai echipei SWAT. Până atunci, soarele începuse să răsară și nu doar echipa SWAT a sosit, ci și niște oficiali guvernamentali la costume. La câteva momente, alți oficiali au început să ne pună o grămadă de întrebări cum ar fi ce am văzut înăuntru. Din fericire, nu am văzut mare lucru, așa că am fost sincer cu ei. Eu, la rândul meu, i-am întrebat ce este înăuntru și ce se întâmplă, dar am fost ignorat și mi-au zis să aștept afară. La cam 15 minute după, au început să scoată cadavrele, șapte la număr, și niciunul din ele nu era intact. Bale lipseau membre, unul știu clar că era decapitat. Mă rog, toată scena era terifiantă. Din fericire, ofițerul care era fără picioare a supraviețuit și eu l-am dus la spital în ambulanță și a revenit pentru câteva secunde, iar eu am tăbărât cu întrebări. Singurul cuvânt pe care l-a scos a fost strigoi. Și acum mă întreb ce naiba a fost în dimineața aia? În ce naiba au tras echipa SWAT atâtea gloanțe și, bineînțeles, ce s-ar fi întâmplat dacă nu apărea acea echipă? Tot ce pot să zic e că sunt bucuros că nu am făcut parte din cele șapte cadavre din dimineața aceea.